fetele. Hai. Haide. Hello. E bine că a început o rafală de vânt fix când ați deschis eu camera. Yes. I love it. De asta eram aici. Iată, mă rog, nu mai e neață de mult. Că astăzi m-am trezit de vreme. M-am pus în fața la laptopului și m-am mai ridicat pe la 10 din fața lui, după care am fost la un magazin. Am stat și acolo, am pierdut vremea, după care am fost la vecinul meu. Și acum e undeva un prânzișor așa. Și am ieșit cu fetele, pentru că după cum observați pe fața mea, așa, nu știu dacă observați, dar uitați-vă bine la mutra mea. E soare. E prima zi cu soare sănătos după multe săptămâni, vreo două jumate, aproape 3 săptămâni în care n-am mai văzut soarele ca lume, așa bine. Bine, bate vântul. Când am fost eu la magazin, nu bătea atât de tare. Dar acum bate și mai tare. Dar nu-i problemă, se acceptă și așa. Important este că e soare. Și vedem și noi un pic de soare. Și mai acum îl lăsăm și noi puțină vitamina D. Hai, uite, toată vitamina D să vină la mine. Da. Și am zis să le scot pe maimuțe la plimbare. Sunt foarte încântate dacă a ajuns vulpii să alerge. Vulpii care e bătrânică și o dor piciorușele și nu alergă. Ea merge tot timpul lângă mine. E lipită de glezna mea. Dacă ea alerga și era tare fericită, se lua la întrecere cu Happy. Așa că e clar că a simțeau nevoia de o plimbare. Și bineînțeles că mi-am luat cizmoacele. Astea mă arată cauciuc în care simt că not. Simt că sunt motan încălțat. But, oh well. Așa, după care planul este să mă duc să mă bag înapoi în laptop, pentru că am foarte mult de lucru astăzi și e bine, mă rog, foarte mult. Am destul de multe cel de lucru, hai să nu exagerez, dar știți cum zic eu? Busy is blessing, so I'm happy for it. Mă bucur că am de lucru și că am chestii de făcut și trebuie să pregătesc pentru mâine niște chestii și aș vrea să le termin, să nu stau toată noaptea, pentru că aseară vă ziceam când am închis vlogul că o să stau, că o să editez, că o să fac... Nu, m-am picat. Deci după ce am filmat clipul ăla cu tagul pentru cărți, am picat. Nu, n-am mai putut. Eram obosită. Așa că ne-am decalat cu o zi. Poate vom recupera într-o zi, într-una din zile. Habar n-am, nu știu. Vedem. Dar ne-am decalat cu o zi, din păcate. Nu-mi doream chiar deloc treaba asta, dar da, se mai întâmplă, intervin chestii, apar tot felul de lucruri, aia e, se la vi, e la comedii, ce să-i facem? Dar astăzi chiar nu am timp să mă ocup de două clipuri, să editez două clipuri. Unul trebuia deja să fie pe canal, nu e, pentru că mi-au apărut niște chestii așa pe ultim moment de făcut. De care mă bucur, nu mă plâng, Doamne ferește, dar trebuie să le fac, dacă tot au apărut pe ultim moment. So, da. Pe lângă asta îmi doresc și o ciorbă de fafole, dacă se poate, o ciorbă de fafole, sau o ciorbă, nu știu, vreau ceva, o zeamă, ceva, că n-am mai mâncat o zeamă de când am venit de la mama, că am mâncat supă și am tot ținut-o pe supă și după aia n-am mai mâncat și am tot ținut cu pomana porcului și, nu, vreau și eu niște zeamă, ca să zicem așa, să o ținem pe ardelenisme până la capăt. So! It's a good day, it's a happy day, pentru că avem soare, avem de toate, avem happy fericite, happy fericite și vulpi fericită. Maimuțoii sunt, Jimmy a intrat acum în casă, i-am dat iarăși să mănânce, este umflat ca un pepene. Excuse me, am nevoie de soare. Hello, ce tupeu pe norișorul ăla? Thank you, așa, așa ziceam și eu. Jimmy a venit, e umflat, dar Woody se joacă pe afară pe undeva, nu a ieșit până la urmă. A dormit și până acum și... Deci toată lumea e fericită, toată lumea e happy, toată lumea e bine. Așa că e o zi minunată. Ca să înțelegeți de ce se necesită cizme de cauciuc, că n-ar fi, dar și nu puteam să fac asemenea experimente. Da? S-a arat și plus că azi noaptea a plouat foarte, foarte, foarte mult. Din spusele vecinului, că eu n-am auzit nimic. Și da, astea sunt cizmele minunate. Yay! Dar mergem cu fetele să te primăm la capăt și e bine. Ne facem ca niște porcușori. Toate trei. Când suferința e prea grele, se întâmplă această situație. Nu știu dacă îl vedeți că e... se confundă cu pătura. Da,
Deci atât e de grea viața pentru el. E rău. Nu, nu se mai poate. E ceva înfiorător. Ia, aia e coada. Ignorându-l pe Alvin de pe fundal și pe vulpii care latră, aș vrea să remarcați acest răsărit absolut superb. Ia uitați cât de frumos este. Wow, de mult nu am mai văzut un răsărit atât de frumos din primăvară, din vară. Da, chiar și din toamnă, da. De când a venit iarna, m-a trist și urât. Doamne, cât este de frumos. E mai frumos în realitate decât îl vedeți voi pe cameră, dar chiar și așa. Este superb. Hello, my little love box. Ce tranziție de la ieri când eram pe câmp și am vorbit cu voi, astăzi am ajuns pe la mall și acum sunt aici. E seară. Deci am început ieri dimineață vlogul și nu l-am continuat pentru că, așa cum v-am zis, am avut niște chestii de făcut și ieri am făcut la treabă. Doamne, deci ieri dacă n-am făcut la treabă, mai ales că ieri a fost o zi din aia cu soare. Cum v-am și anunțat, v-am și spus. A fost o zi așa de frumoasă cu soare, cu... A fost superbă, superbă, superbă ziua de ieri. Și am profitat și am făcut chestii, o grămadă de lucruri, deci nimic ce să merite filmat și menționat. Și cred că stați strâmb. Cred că stați strâmb. Ia. Așa? A fost o zi super aglomerată și super încărcată și pe aici prin casă, nu doar pe așa, cu ce aveam eu de făcut și după aia mi-au mai apărut niște chestii de făcut și a fost bine, dar n-am mai putut să filmez și astăzi, în mare parte din zi, am fost plecată pentru că am avut treabă și am avut lucruri de făcut. Da, ce folosesc acum? Asta. Asta mic. Asta micu. Asta micu de la Lancome. Jolificu. Eu tot Jolifică îi zic, nu știu de ce. Așa mi-a rămas, nu știu unde l-am auzit la început. Jolific și mi-a rămas și crema. Pentru că am aseară? Cred că aseară, da. Aseară sau altă seară? Nu mai știu. Unde cu tretinoină și... Jimmy, ce ai pățit? Mi-a unat, așa în somn, doarme și mi-a unat în somn. Și am pielea uscată și cu ocazia asta numai bine testez și crema asta, văd cum este. E a doua oară cum, sau a treia oară când mă dau cu ea, așa că, și mă dau și pe pleoape, da, pentru că le-am uscată și nu poate să strice. Pentru că urmează să trimită niște colete la influenceri și le-am pregătit împreună. Imediat o să vă arăt ce am, că bineînțeles, vine acolo, mi-am luat și eu coletul meu, ca să nu mai trebuiască să fie expediat.
Și da, a fost foarte fain, a fost foarte faină experiența pentru că am aflat niște chestii așa din inside-uri și trebuie să vă zic că sunt plăcut surprinsă de ce am văzut acolo. L-am cunoscut și pe patronul Good Days Therapy, șeful cel mare, ca să spunem așa, al Good Days Therapy. Și am avut acces la niște viitoare evenimente sau lucruri care se vor întâmpla cu Good Days Therapy și țineți-vă bine că urmează niște lansări de produse de mamă, deci nici nu, aoleo, deci urmează să aibă în 2024 niște produse wow, în materie de suplimente. Voi știți că eu nu sunt omul suplimentelor, eu nu sunt omul care să promoveze suplimentele, nu sunt omul care să fie nebunit după suplimente. Am eu niște suplimente pe care le iau, dar alea sunt ale mele, le țin pentru mine și nu zic la nimeni de ele pentru că fiecare știe mai bine. Dar încep să mă convingă și mă conving prin politica lor și felul în care se raportează la produs în primul rând și la client și mi se pare foarte interesant. Deci mi se pare foarte, foarte, foarte interesant și oamenii se vede că sunt foarte implicați și în pachetul de PR avem așa, coenzima Q10 dual și ca o mică paranteză să știți că toată echipa Good Days ia coenzima Q10. Așa, se pare că este foarte bună și are o concentrație mare de Q10. Și da, chiar mă gândesc să o iau și eu, să vedem. Oare că rău nu poate să facă, adică așa. Apoi, avem felicitarea. A mea este aici. Felicitare foarte, foarte drăguță. Nu este personalizată, dar e foarte, foarte drăgălea și foarte simpatică. Așa. Și bineînțeles că avem ca în... Cred că toate... Nu, numai în pachetul de PR cu vitamina C. Acolo nu au fost, dar în general au... Tu care e ideea cu macaronși. Macaronii ăștia foarte drăguți, personalizați, nu-i vedeți de lumină, dar sunt acolo. Așa, este unul care are un moșuleț pe el. Desenat, nu știu dacă îl vedeți, ăsta. Așa, e foarte cute, foarte drăgălaș. Și, de asemenea, elementul principal din colet o să fie un hanorac. Care este foarte drăguț. Și acum, oficial, pot să spun și eu că am hanorac. Pentru că cu câteva săptămâni, atunci când discutam cu Aniela să mergem până să plec la mama, discutam cu Aniela să mergem la munte, la Sinaia. Și îmi zice, vezi să-ți iei și tu un hanorac mai gros, ceva. Și zic, ce-la? Un hanorac! Ce-la? Eu n-am așa ceva la mine în garderobă. Ce, ulu, vai de capul tău. Nu, n-a zis așa, dar cam asta a fost ideea. Așa, și este un hanorac personalizat, care e roșu, bineînțeles, și foarte, foarte drăgălaș. Bineînțeles, pe aici, prin curte, probabil când mă duc să plimb fetele, o să fie foarte ok. Dar îmi place cum se simte, adică se simte bine, e de bumbac din ce simt eu și se simte bine. Și pare drăguț. Este și oversize, așa, larg și oversize. Și la momentul la care o să apară vlogul ăsta, teoretic ar trebui să fie ajuns coletele sau să ajungă. Eu sunt în proces de a ajunge. Bine, pentru fetele care sunt mai aproape de București vor ajunge coletele mai repede. Celelalte care sunt prin țară, fetele care sunt prin țară, vor ajunge în zilele următoare, dar da, ajung și la voi. Și da, mi-a plăcut și ideea asta de a merge să pregătesc coletele de PR și faptul că am fost acolo și v-am zis, am participat la niște discuții foarte interesante. Deci doar stați un pic, stați cu ochii pe Good Days Therapy pentru că literalmente urmează niște chestii foarte interesante. După aceea, pentru că eram în zonă, m-am dus la AFI și m-am căscat gura pe acolo. Am văzut un palton la Mango care mi-a plăcut foarte tare, dar trebuie să mă uit. Îmi caut un palton mai lung. Da, după ce ani de zile am zis că nu vreau paltoane lungi pentru că mă fac mică, pentru că bla bla bla, totuși îmi doresc un palton până la jumătatea gambei care să mă ajute și pe mine sau să mă lase să port rochii. Că nu am. Deci am paltoane până la genunchi și cam atât. Și
Eu mai am un palton foarte similar cu ăla pe care l-am probat. Inițial luase S-ul, care era mare, mi era mare, și după aia am luat XS-ul, care părea mai ok, se încheia și mai bine, arăta și mai bine, are lână în el, este ok, are lână, este cu lână, nu e din ăla sintetic, 100%, și părea ok, și prețul era decent, și da, mă mai gândesc, pentru că v-am zis, am unul aproape identic cu ăla, dacă nu chiar identic, ia să-l scot mâine, pentru că încă nu l-am scos de la depozit, așa, și să vedem, dar totuși aș vrea unul mai lung, că ăla mi era până la genunchi și parcă mi-ar plăcea ceva mai lung, dar nu găsesc ceva să fie cambrat, ce am găsit și mi-a plăcut lung, toate sunt ale boxy, largi, și nu-mi plac de nicio culoare, sunt așa de oribile, nu știu, nu vin bine, nu spun silueta în evidență, înțeleg că pentru cineva care are un stil mai sport, se potrivesc alea boxy, că poți să faci niște combinații care pot fi chiar foarte faine, dar pentru mine care vreau un anumit stil și vreau să fie elegant și vreau să fie cambrat pe mine și vreau să stea și nu vreau un cordon din ăla foarte bățos, așa, nu. Dar mai caut, mă rog, mă mai decid în privința, dacă nu și ăla de la... Mai văzusem și la Zara, din alea cu lână de Mantoego, chiar vorbeam cu Florentina de la Avantaje, când am fost la Avantaje vorbeam despre asta de lână de Mantoego, că ea nu știa de ele și zic, du-te și ia-ți, că sunt și acum, sunt în fiecare an adu cu lână de Mantoego și sunt foarte, foarte bune, că i-a plăcut și ei. Ăla de la aveam, ăla pe care l-am purtat și astăzi, ăla negru, un stil militar, așa. Nu știu de ce, dar am senzația că anul ăsta e sezonul lui. Că am de câțiva ani buni pe ăla cu lână de Mantego negru și nu l-am purtat, pentru că fiind negru se pun scame. A, apropo, astăzi m-am ajuns mai devreme și am trecut pe la tătucu, pe acasă, și m-am întâlnit cu Max. Eu nu-l mai văzusem până acum pe Max, pe cățelul ei. Doamne, deci este o dulceață de cățel, este adorabil, deci este un câine. Aoleu, îmi venea să-l iau așa, să-l iau și zic, gata, te fur și nu te mai las. Așa, e atât de dulce și de jucăuș și e scumpic foc și dacă nu l-am mângâiat și dacă nu ne-am iubit și dacă nu ne-am pupat și pe panda, că apare panda a început să se devină geloasă și nu prea am mai cooperat, dar este absolut adorabil. A, și m-am trezit și cu niște păr de cățel, bineînțeles că nu m-am plecat așa cu mâna goală. Am plecat și eu cu niște păr de cățel de la el, dar nu mă deranjează chestia asta, se curăță, nu-i problemă. Dar mă gândeam astăzi pe drum că nu l-am purtat paltonul ăla, deși este incredibil de bun, de frica asta, că bă, se pun scame pe el, se vede, să nu știu ce. Da, până la urma urmei, asta este, îl cureți când pleci de acasă și... Că știți ce mi s-a întâmplat azi în mod bizar? Nu știu cum... Când am urcat în metrou, plecat de la afiș și am urcat în metrou, pe mâneca asta aici unde sunt, am niște dungi roșii, nu aveam nimic. Când m-am dat jos din metrou, era o scamă albă acolo. De unde a apărut scama aia albă, nu știu. But anyway, și asta e, de asta mi-a fost mie tot timpul frică. Da, cred că supraviețuim, sunt lucruri mai grele și mai grave de atât. Am trecut și prin cărturești, bineînțeles, și... Nu m-am putut abține. Deci, am zis, am luat vreo 6 cărți în mână. O iau pe asta, o iau, nu o iau, o las, o întorc. Am ales și pe toate părțile. Le-am luat, m-am uitat la ele, le-am citit, le-am mirosit, le-am întors, le-am pus la loc. Iar le-am luat, iar le-am pus la loc. Iar... Zic, nu știu. Și până la urmă am dat de o carte pe care nu știam. Nu știam de cartea asta, dar e foarte interesant. Sună foarte interesant. Și este de la Humanitas și pentru că am dat de ea am zis să o iau și plus că mi s-a părut foarte interesantă că are ilustrații după desenele și calculele și chestiile pe care le-a făcut Galileo. Uite, sunt și astfel de ilustrații. Cartea se numește Două lecții despre infernul lui Dante. Și are prefața de Horia Roman Patapievici și de Galileo. Acum, eu cu Infernul lui Dante am mai avut niște încercări, dar e foarte greu de citit fiind în versuri și fiind într-un limbaj din ăla care nu mai este uzual. Mi s-a părut greu de citit, dar cred că trebuie să-i mai dau o șansă. Că mai am ceva apropo de asta, de Infernul lui Dante. Ah, am Inferno, dar mai era ceva.
legat de Infernul lui Dante. Mai aveam o carte, nu-mi vine acum aminte, dar da, asta rămâne de văzut. E subțirică, dar părea interesantă, mi s-a părut interesantă. Și a doua carte pe care am luat-o este o carte pe care mă țin de mult timp să o iau și de când am dat comandă n-am luat-o niciodată și zic, bă, o iau acum pentru că mi s-a lipit de mână și dacă nu o iau acum, nu mai iau. Și o carte pe care o vreau neapărat în bibliotecă, fiindcă am ascultat-o în varianta audio și mi-a plăcut teribilă varianta audio, este divină, o să vi-o las în descriere pentru că este pe YouTube, este Seneca, despre mânie. Și v-am povestit că varianta audio este înregistrată de Horia Rebenjuc. De Victor Rebenjuc, scuze, doamne, la cine mă gândeam? Mi-a rămas de la Horia Roman Patapievici. Așa, de Victor Rebenjuc este și cu intonație și e superb, superb, superb recitată, efectiv, cartea asta. Și am zis că o vreau neapărat pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare. Și Seneca, în general, când vine vorba de filozofie, este foarte ușor de digerat. Este foarte simplu și ușor de digerat și este o ediție foarte frumoasă a cărții ăsteia, cu ilustrații tot așa, foarte interesante. Și stați că voi nu vedeți nimic, de fapt, eu tot răsfăiesc aici, dar voi nu vedeți nimic. Stați așa, dacă dau așa. Acum nu mai apar ilustrațiile, da, cam așa. E, și da, pare foarte drăguță, foarte frumoasă și îmi doream foarte tare cartea asta și n-am dat comandă, niciodată n-am dat comandă de ea în momentul în care am zis că dau comenzi. Și acum am luat-o, că mi s-a lipit de mână și zic, dacă nu iau, acum sigur nu iau și o vreau în bibliotecă, pentru că e genul ăla de carte la care pot să revii, odată la ceva timp pot să revii. Și da, asta am luat eu, în rest n-am luat nimic, m-am dus pe la Bath & Body Works pentru că voiam o lumânare din asta de Crăciun. Bă, da, nu-mi place niciuna. Nu știu dacă v-am zis chestia asta, dar mă țin la distanță de aromele astea artificiale. N-am mai aprins din anul trecut de la Crăciun, n-am mai aprins lumânări în casă, n-am mai pus odorizante, n-am mai pus nimic. Oricum la mine sunt geamurile deschise constant vara, non-stop, 24 din 24 și nu prea, degeaba le pui că iese mirosul. Dar sunt foarte toxice. Nu știu dacă știți, dar mirosurile astea artificiale sunt foarte toxice și pot avea influență asupra hormonilor foarte mari. Căutați, nu mă apuc eu să fac teorie acum, dar căutați și o să vedeți. Și n-am găsit ceva să-mi placă și efectiv toate mirosurile astea mi se păreau atât de chimice de la Bath & Body Works încât nu, am zis, bă, hai să-mi iau acum de Crăciun, că e Crăciunul, că sărbătorile, să am și eu ceva căuzi, așa plăcut, că nu oi muri o lună jumate pe an, nu oi muri, să am și o lumânare sau așa. Nu mi-a plăcut deloc. Ca acolo nimic, toate mi s-au părut ori prea dulci, ori prea înțepătoare, ori prea artificiale, ori, nu știu, ori pentru că n-am mai simțit atâta, adică v-am zis, nu mai folosesc balsam de rufe, pentru că am observat că mi se înfundă nasul când dorm, dacă am lenjeria spălată cu balsam și mă sufoc așa. Nu folosesc chestii din astea și încerc să mă țin la distanță de chestiile astea chimice. Am redus foarte mult din produsele de curățenie, mai folosesc pe acolo pe unde e cazul, evident, dar încerc să reduc cât mai mult pentru că m-am săturat de câte chimicale avem în jurul nostru și asta cu lumânările mi-a fost foarte ușor să o scot din peisaj. Și oricum m-am dezobișnuit eu de mirosurile astea pe care înainte le consideram wow, ori că efectiv nu sunt wow mirosurile alea, nu știu, dar nu mi-au plăcut absolut deloc. M-am dus și am simțit-o pe aia de la Zara cu Cinnamon Spice sau nu știu cum se numește. Aia mi-a plăcut, dar parcă voiam altceva, nu știu, habar n-am. Dar o să mai trec zilele viitoare oricum prin mall și dacă e o să văd, o să mă decid și cu paltonul și cu asta, cum îi zice, cu lumânarea și da. După care am ajuns acasă, am așteptat tramvaiul foarte mult, de mai enervat, că în timpul ăla cât am stat după tramvai ajungeam la autobuz de mult. Dar a fost ok până la urmă. M-am dus și am luat metrou și am terminat bălci, n-am mai stat după tramvai. Că întârzia era foarte aglomerat, a fost foarte aglomerat orașul pentru că începuse să plouă sau nu știu ce naiba și da, aia, nu am, așa. Deci asta a fost mare aventură pe ziua de astăzi, că am fost la Good Days Therapy
și hopefully o să mai tot avem de lucru. Așa, nu am, n-am vorbit nici ieri, nici astăzi mult, că am fost concentrată pe niște chestii care au venit așa pe ultim moment și a trebuit să le rezolv. Și am, se întrevăd niște lucruri în viitorul meu, niște proiecte, niște chestii destul de interesante și vreau să mă concentrez pe ele. Și da, sunt foarte curioasă de această coenzima Q10. Să vedem. Na. So. Oh! Bine, este somn. Am vorbit și cu Pebbles destul de mult. E somn. Vorbim. Ne auzim. Vă pup. Și cred că ne vedem în următorul clip. Ciao! Thank you.